Noi căutăm un autor. Un autor? Ce autor? Un autor oarecare. Aici nu există un autor oarecare. Noi repedăm aici o piesă de piano. Faceți mai bine, domnule. Noi vom fi noua dumneavoastră piesă. Dar dacă nu există niciun autor, dumneavoastră să fiți dumneavoastră autorul, domnule. Ducem până la dramă scutuitoare. Ar putea fi succesul dumneavoastră. Ce e fără? Noi n-avem timp de pierdut pe nebunii. Unde e? Unde e? De afară. Doi, trei.
Cristo ca autorul care ne-a creat, n-a mai vrut. Sau n-a mai putut, pentru că nu de altei. Și s-a creat pe rând ca un delic, pentru că cine are norocul să se nască personaj viu, nu mai moare. Nu mai moare! Va muri omul, scriitorul, dar omul, personajul, nu mai moare. Nu, și pentru a trăi veșnic nu are nevoie de vreo minune. Cine a fost domnul Alonso? Cine a fost Sancho Panza? Cine? Și totuși trăiesc veșnic. Pentru că cerurile în vieții lor au avut noroc să găsească o fantezie creatoare care a știut să-i facă etern. Etern? Să trăim Etern, nu măcar pentru o clipă, în persoanele domnilor lor. Iauzi! Adică persoana mea. Noi să trăim persoanele noastre. E prost cu prost, dacă ar fi vorba de ea. Vedeți, dar vor șanțuri dumneavoastră. Putem aranja repede piesa. Nu aranjăm nimic, domnule, aici ajungem la piață. Noi revedem aici drame, comedie. De asta am și venit la piața voastră. Avem un text, unde-i text? Textul e noi, drama e noi, noi suntem drama. Și suntem de repetor să jucăm așa cum ne împing pe noi pasiunile. Pasiunea mea pentru el. Eu vă și mai râde! Dă-ți voie! Da, domnule, este soția mea. Îmi spun eu, văd-o.
Asta ești bun. Asta ești bun. Asta este drama e pentru că am mai avut un bărbat. A venit să fie și el aici. Renorocul mie mor de două luni. Pentru că a murit, nu este aici. Nu este și pentru că priviți-o, domnul, și nu știți de ce. Drama ei nu este dragoste pentru cei doi bărbați. Nu, domnul, pentru că ea nu este o femeie. Ea este o mamă. Drama ei se reduce la existența acestor trei, patru copii de la cei doi bărbați pe care i-a avut. Dați-mi voie să vă explic
versiunea ta. Vedeți? De aici se trage tot răul. De la cuvinte. Cu toți avem în noi o lume, dar cum să ne înțelegem? Dacă în vorbele spuse eu pun sensul și valoarea lucrurilor, așa cum sunt ele pentru mine, iar cel care le ascultă le dă sensul și valoarea lucrurilor la ele, în lumea lui tăuntrică, credeam că o să ne înțelegem, dar nu, și o să ne înțelegem niciodată, nu! Toată mila mea pentru această femeie este înțeleasă de acasă la te rog ce cruzime! Dar mai buni! Auziți-a că te vede eu! Nu știu ce vorbești asta, eu nu știu, chiar nu știu, mai bade de vacina cu viața. Mai a tras din familia ei, dar și opera mea.
Opera mea, vroiam să știu, pe parte, ferită de chinurile minții mele. De asta și mă duceam? De asta și mă duceam la școală să văd pe fată pe mișa de la ori. Da, se ținea după mine. Când ajungeam acasă, îmi făceam mâna așa, la revedere. Mă uitam curtă, pentru că nu știam cine e. Nu știa? Nu știa? I-au spus mamei. Dar nu pot. Dar curajul de a face, l-aveți toți! Dar te-ascunzi! Revenim la fapt.
Fapta singură, vedeți, n-are nicio valoare dacă nu vedem cu sentimente, cu acțiune. De unde să știu eu? Că după moartea omului acela ia, ca și să se fie copiii, l-au bucat de proiectorie. Și unde, domnul? Unde? Chiar la Madame Pace! Y así es el
adevărat. Eu i-am adus pe toți la mine acasă. Aici, aici așa este, e adevărat. Nu-ți omul la banda jos. Vreau ușor de judecat împotriva. Dar imaginați-vă un știu care într-o bună zi, în timp ce stă acasă, liniștit, vede venind la el o domnișoară, care cu un vesticie îl întreabă de data jos, apoi o vede revenind cu niciodată asta. Și întrebând de tatăl său, cine știe de ce, într-un fel cât se poate de ambic, cerând bani pe un domn care lasă să se presupună că este vesticia, pentru că are această obligație. Banca avea această obligație, era doar și mama ta, nu? Nu zic și mie. Am văzut eu vreodată. Am văzut eu vreodată. Vorbiți-se de ani. O mă zic rog, nimeni cu fetița asta, cu, cu micuța asta. Mi se spune, uite, ia, e mama ta. Vedeți, că nu pot să nu pot explica. Sunt un personaj nerealizat din punct de vedere dramatic. Foarte rău în comportament. De asta și ești așa. Când te-ai îngrijit tu vreodată de mine. E adevărat. Dar nu este și asta o situație? Izolarea asta atât de crudă pentru mine, pentru mama ta, care te vede pentru prima oară. Pentru că ea știe că ești copilul lui Udo. Udo, vezi că plânge, Udo, spune că dară, ce căută aici. Dar el este primăvă acțiunii. Poate că situația cea mai grea este a lui. Este așa din cauza ta. Se simte izolat în propria vedea să te să vrem cu taică-sul. Ne-i exact ca el, thank you.
Vedeți expresia noastră? Ce expresie, domnule? Credeți că o avem
Nu mai avem expresia. Expresia vrea să se concretizeze aici. Actorii dau trup și chip, voce și gest. Actorii știu să dea expresie unui material superior al noastră. Este atât de rudimentare că dacă această piesă se va reprezenta aici, merită va avea actorilor lui. Eu acum am înțeles de ce autor care ne-a creat n-a mai vrut să ne aducă în lumea asta, trebuie să mă văd eu reprezentat și eu de cine în lume. Cine de mine? Iertați-mă, eu admir talentul dumneavoastră, dar oricât de multe trupuri ar folosi, greu va fi o reprezentare mea, nu va fi o reprezentare așa dumneavoastră, adică mă vedeți dumneavoastră, nu cum sunt eu de fapt. Ori de aceste fapte trebuie să ținem cont domnului care ne judecă aici. Hai, domnule, acum mă pricepe și la critică, domnule. Da. Asta, domnule, critica te spune ce vrea, nu e treaba noastră a artiștilor. Hai să-i dăm drumul. Deci prima scenă este a două vișoare. Da, sunt aici. Te urmă ca tate, stai jos și privești. Cum o să trăiesc eu scena asta? Să vezi să trăiesc eu asta? Destul! De unde acesta m-a dat pace? Iar joc m-a dat pace! Eu nu pot doar vă distribui, probe de iertați-mă, dar nu știu că m-a dat pace. Este aici, este distribuie, domnule. Dar lăsați-vă, dacă nu știu, dați-vă voi. Îmi permiteți puțin, dați-vă bălăriile. Dar nu știu, bălăriile. Dar chiar de trei ani se fie. Thank you.
și nu aude nimeni. Și Dumnezeu vrea să înțelege, dar... Dar mi-a spus și știa dinainte. Oh.
Hai. Și dumneata fuci intrare. Eu stau aici, spios. Hai, dă-i drumul. Spune-mi cu voce aceea de adolescent, ca unul care crece dragul pentru prima oară. Nu-i simă atunci. Stop! Cine dirigează aici? La tata sau eu? Ia rog. Te rog că electrica pune o lumină caldă pe canapea aici. Nu, caldă, stai, ia rog, domnule. Caldă, mai, caldă, domnule, caldă, spun caldă. Caldă, domnule, a spus caldă! Nu, nimic, e bine. Hai, dă. Păi, nică rău. Bună ziua, domnișoară! Bună ziua, domnule! Nu ești pentru prima oară aici, așa e? Nu, domnule. Ai mai mult și altă dată? Nu. Le-ai voie să scoți pădărie? Nu, mulțumesc, domnule, am să mă scot și sigur. Mi-am place o altă pădărie de cușorul tău. Aș vrea să alegi una din pădăriei de madame de pace? Atenție de pădăriile noastre! Ministre! Da! Da, apară aici. Îți place o asemenea pădărie? Vezi ce nu-mi stimă ei? Nu, mulțumesc. De ce, la gândul Crăciun, să zică o pădărie, unde e? Domnule, n-aș putea porta nicio. De ce? N-aș putea să port. Pentru că sunt. Și nu, domnule. Nu e drept. Iată, domnule, eu nu am să vă. Te rog din suflet să mă. Destul. Gata, domnule. Eu trebuie să vă mulțumesc. Trebuie să uit că port ochii asta. Hei! Așa e. Deci dacă o întrebare,
Te primești pentru prima oară aici, așa e? De mai cum? Cred că... Bine, dar eu am auzit. Sper. Da, sper, așa e tot pe aia, de drumul, domnule. Păi, pe feria, domnule. Cred că nu ești pentru... Cred că nu ești pentru... Cred că nu ești... O trebuie să stăm și să mai vreme, să... Cred că nu ești... Lasă-mă să stăm. Șșt! Tata, liniște, repede, domn director. Primul rând. Ar fi să-mi vreme. Venirea, da? Deci, vin. Da. Ui, madame, pa. Și reprezentă, nu? Uite, stânga, dreapta, da? O să punem o ușă aici, da? Nu, 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 o să pun. Bine, mă! Ce vezi? Ce vezi? Bună ziua, domnișoară! Domnișoară! E, să dai seama, că poți să... Nu, dacă n-ai venit degeaba. Da. Și eu? Și nu? Bună ziua, domnișoară! Cred că nu e nici pentru asta. Un mic detaliu, deci un detaliu. Cred că nu ești pentru... Observi linia piciorului, da? Da. Cred că nu ești... Dacă ai cea lucrurile, te rog, mă lași în pace. Cred că nu ești pentru prima oară, sper, așa e? Te treci la mântuă și sper și așa e. Hei, ca bine vorbe, ce e, domnia, este? Și dumneata? Zici... Ia! Ok, da, mă înțeleg. Și dumneata? Nu, domnule,
Domnul Bucure! Pe care mergea să o vadă la poarta școlii.
Oh.
baie. Prima a fost senzațional. Da, deci, aici e cortina. Da, momentul ăsta. Cortina! Deci, și momentul de ce... Băi, dar ce dobitoc ești, băi! Ce nu m-a lovină, e imbecil, e cu cortina, în sensul că ai intrat la studi, ce l-a dă cortina. Că pleacă la mine, ce l-a dă. Pleacă, domnule, ce l-a dă, 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 Ce l-am văzut, n-am văzut. Păi din aia cu o vină. Aia, din...
Așa cum cine închipă, cine ce? Publicul. Aceea, tatăl copilului, să continuăm. Și acum trebuie să comprimăm evident dintr-o acțiune strânsă cu un comitet. Domnișoară, spuneți-mi. Domnișoară, mai da, părinte, vezi fratele profesorului de la școală, rădăcim ca o umbră prin spatele ușilor, rădăcim ca o umbră prin grădină și în același timp băiatul spune, trăgești, trăgești. Băiatul se deschipă, mai se deschipă, rămâne fără chip și fără ochi. Se deschipă, ia fetița care se joacă nevinovată. Nu poți să plec. Rămâi.
puteți construge dumneavoastră, domnule. Stați! Înfește pizza la valerii. Scoți-mă
întâmplat, dar... Chiar vă zici? Nu există nicio scenă între mine și mama. Cum? Nu există. Cum? Ce să zic? Eu... Urmă. Și mai sunt și eu aici, sunt în urmă.
Realitate, domnule.